Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, haideți să aflăm câteva date despre viața Sfântului Mucenic Hermes. Este nesfârșit șirul mucenicilor din populația daco-romană de pe malurile Dunării, care s-au împărtășit de vreme de harul sfințeniei creștine cu prețul sângelui lor. Dintre aceștia, unii s-au învrednicit cu deslujire bisericească înaltă, ca episcop, preot sau diacon, iar alții au ajutat pe frații lor de credință în slujiri mai modeste, dar folositoare mântuirii lor. Astfel, unii citeau din cărțile sfinte la slujbele bisericești, iar alții, dăruiți cu o putere deosebită, înlăturau duhurile rele ce stăpâneau pe unii creștini. Aceștia purtau numele de exorciști și aveau un rol mare în pregătirea celor care doreau să primească botezul creștin, citind rugăciunile de lepădare și de alungare a duhurilor cele rele din trupurile și sufletele lor, ceea ce astăzi face preotul, căci nu se mai folosesc exorciști. Ei luau deci parte cu multă râvnă și cu evlavie la lucrările sfinte din biserică, iar în timpul prigoanei împăratului Dioclețian, mulți au înfruntat cu curaj și lepădarea de sine, suferințele și moartea, ca și cei din slujbele bisericești mai înalte, primind cununa de mucenici și ajungând la lumina slavei celei de sus. Între aceștia se face pomenirea sfântului mucenic Hermes, exorcistul, care a slujit cu smerenie și adâncă evlavie lui Hristos în biserica din cetatea Bononia. Aici exista un locaș sfânt și mulți închinători dintre băștinașii daco-romani, trăitori, ca și acesta, cu multă evlavie creștină și ascultând și urmând poruncilor adevăratului Dumnezeu. Neînfricoșându-se de asprele măsuri de prigonire a închinătorilor și slujitorilor lui Hristos, luate de împăratul Dioclețian și aduse la îndeplinire de către demnitarii săi, exorcistul Hermes primea în biserică pe cei stăpâniți de duhurile rele și prin harul și puterea rugăciunii sale le alunga și tămăduia pe aceștia. Totodată el pregătea pe cei ce aveau să se boteze, citind rugăciunile de lepădare și de curățire, de întinarea demonilor, după care se oficia taina botezului de către episcop sau de către preot. Când s-a pornit mânia conducătorilor păgâni ca să nimicească pe slujitorii bisericii fără să se lepede sau să ascundă lucrarea sa printre cei de o credință cu el, exorcistul Hermes a arătat folosul slujirii sale în biserică și a primit cu curaj și sfântă bucurie mucenicească sfârșitul vieții sale pământești, când călăii cei păgâni au tăiat fără milă capul. Astfel, așa s-au sfârșit, prin ascunțișul sabiei, atâția mărturisitori neînfricați din cetatea Bononia și de pe întinsul țărmurilor Dunării. Prin această moarte martirică, exorcistul Hermes a pășit în viața cea adevărată și veșnică. Sângele său nevinovat și de mult preț i-a deschis și însemnat calea către ceruri, unde s-a învrednicit să intre în ceata sfinților și să trăiască în slava cea veșnică. Totodată, pe pământ, Hermes, exorcistul, s-a dovedit vrednic de cinstire de-a lungul veacurilor, nu numai în cetatea sa, și în cetatea apropiată, Ratiaria, și oriunde trăiau suflete creștine ce căutau mântuirea cu ajutorul confraților care, din cer, se rugau pentru ei. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și cu sănătate și la alte filmări.